După ce a făcut Kinga, o să lasă cu el. Hai băieți, că vi l-a după Alin. S-a luat de ea, înțeles? De Kinga. Și a rămas cu Xenia, cu fata asta. I-a acceptat multe și Xenia, fata asta. Nu știu acum dacă mai fi împreună. A venit cineva? Da. A venit cineva, da? Vă păstrați ochelarii așa, da? De ce? A, trebuie să vă dați ochelarii jos. Ne aduci prăjitori? Băiatule, bă, stați acolo. Ne prezinți o fată? Salut, 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 salut. Le-am spus cum te cheamă. Da, Alin, dar n-am voie să le dau detalii despre. Nu trebuie să le dai detalii. Mamă, mușchi, n-ar cât mine, arătos, frumos. Nu, 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 chiar da. Ok, băiatul, mamă, fetelor. Păi tu cât ai, unu opt și unu. Păi n-ar ca mine, faci sală, de cât timp faci sală? La 17 ani. Pieptuț, așa, frumos, da. De la 17 ani. Oricava, tu ai venit să-l iei? Da, Laura, din păcate, îmi pare rău. Ai venit pentru dorită-ți. Pare rău că nu puteți să-l vedeți, dar băiatul este, nu știți ce pierdeți, dar asta este. Rămâneți cu gustul. Știu că merg genele. Ne mai auzi. Deci, așa să știți. Că dacă cineva trage cu ochiul, da, o să dea pedeapsă foarte mare. Mai... asta vă spun sincer că nu vine de la mine, deci... Știm asta. Nu fac nimic, mă dor genele rău de tot. Hai, mai rezistă, mai rezistă. Plecați odată! Așteptați, 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 așteptați. Hai să vă zic ceva, cum ar fi să nu-l vedem deloc și noi să fim vineri, sâmbătă, duminică acasă? Păi eu nu știu la ce vă așteptați. Gata? Gata! Am spus eu ce... Băi! Ai, ce m-am stat! Dar nu m-am întors! Nu m-am întors! Dar nu e de să rin! Ok, hai, puteți să vă dați ochelari. Wow! Wow! Wow. Și mai ce bine pare de voi! Ciao! Pa! Uai, de bine! Uite! Bianca Ros! Nu e clar, dar apar... nu văd nimic acum. Băi, zici că am trăit în peșteră. Genuțele mele. Ce-i drăguți, foarte frumoși. Cred. Da, nu contează cantitatea. Maria, Xenia și Kinga. Kinga? Este, hai, poate ele trei. Două seamănă, dar eu cu ele n-am nicio legătură. Dar ești, zi că ești bucuroasă, zi. Da, o să-l văd pe George. Da, el pe ea nu o cunoștea și i-a dat această floricică. Sunt cele trei. Deci, da. Sigur sunt cele trei, dar foarte drăguți. Îmi place culoare. Am îngeraș, am primit îngeraș. Chiar super drăguț. Nu, pentru tine nu o să-l iau. Dar ți-am spus, Bianca, că la realitate ești mai frumoasă. Și poate se răzgândește. Oricum noi suntem. Dar nu m-a văzut, nu mi-a văzut ochii. Eu am ochi frumoși. Mamă, fata, dar cred că mai auzi, Bianca, cred că s-a cu florile doar cu singurul. Hai că a fost tare. A fost amuzant chiar. Nu, eu m-am amuzant. Distrat. Nu contează. Bianca-i supărată. Hai, fata, curcuma ta, măi! Cine? Băiatul! Nu e adevărat. E înalt, masiv, brunet, cu barbă. Da, și a ales trei blonde. Ce? Trei blonde o ales. A, chiar. Pe... și ce? Trebuia să ne întrebăm în viața lui, a avut brunete? În primul rând. Sau brunete? Pe Andrei, el nu o cunoștea și i-a dat floare mov. Eu sunt curioasă să vedem ce mai e prea multă lumină aici. Eu sunt când George o să se oftice și o să facă, o să-mi dea atenție, o să mă iubească mai mult, să vezi ce pupăcită voi fetelor. Fi de acum. Maria, dragă! Ce? Urmează camerele roșii și poate te invită pe tine. Și mă duc să vorbesc cu băiatul. Da. George, aș face la fel, adică... Și măcar băiatul să-ți face o zi frumoasă, n-ai? Început cu trandafiri, să-ți face ziua frumoasă, vezi? Nu, eu știu vreau. Că după ce o să stau cu ăsta, cu Alin, în camera roșie, George o să vină în camera roșie și o să mă iubească așa, să mă digerească. Eu cred că nu, eu cred că... Să luăm partea bună, ba da, nu, de ce? Nu cred. Cred că o să supere. Ar fi cum ea supere, dar oricolo. Să-i văd fața lui Radu. Da! Salut, salut! 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 Bună! Emoții? Așa puțin. N-ai de ce. Deci nu e băiat. Da. Suntem prietenoși. Salut, Alin. Ceau, man, îmi pare bine. Salut. Salut, Emoții. Salut, George. Salut. Păi, nu știu, să mai zis acolo, că eram după acolo. Da, sorin. Pă, acolo, pe fotoliu, să vorbim, să... Da. Ne cunoaștem. Hai să ne cunoaștem. Interrogatoriu acolo. De unde ești? Din Deva. Din Deva, mișto. Nu sunt prieten cu... Să te întrebăm unul din noi. Nu, dar m-am întrebat și fetele și le-am zis că nu cunosc personal. Câți ani ai? Așa. 29 de ani. Mulțumesc. Cam aici e nivelul, deja suntem 4 aici. Cu ce, gânduri? Gânduri bune. Am văzut, auzi, am văzut câțiva trandafiri în plus la unele fete. Cei trei sunt la top. Da? Se înțeleg că ăla-i topul tău? Deci am trei fete, pentru... era și Laura, dar a plecat. A plecat, da. Nu, fetelor, nu văd cu ochi. Și eu zic că am ieșit din peșteră. Dar cum să-ți sară? Nu știu. Nu ai? Nu văd.
Uite că aici ești, că cu ăsta văd cu... Păi nu ai! Căsură în fila! Nu ai! Păi și unde e? În căutarea lentile. Doamne, ferești, dar nu găsesc. Dar nu ai la tine? A, nu, e acolo, nu e acolo, acolo. Frunze. Da, fată, e du-te, acolo. Du-te, ceri la baie să te duci să-ți pui una, doamne. Ce? Am în geantele. Păi du-te și ia-ți, doamne, doamne. Doamne, ferești. Care aș vrea să le cunosc, una fiind Xenia, asta rămâne de văzut. Păi ok, că Rad vrea să plece din emisiune, adică poți să... Vrea să da, eu m-am dat la o parte. Da, da, s-au întâmplat niște lucruri și vrea să... Radu. A, nu, nu vreau, n-am venit să mă cer cu nimeni aici, sper să nu mă cer, sunt o persoană foarte calmă. De ce ai ales să vii atunci? De aici? Ce? Da. În emisiune? Da. Da. Păi eu vreau să-mi găsesc ca oricare altul jumătatea și sper să găsesc o fată loială. Alo, acum... gălăgia! Uite-o! Uite-o! Ți-am picat ochiul pe nouă concurent. Am zis Bianca că am văzut-o, aia era. Ți-au picat și ochii după noul concurent. Nu l-ai văzut. Ai căscat ochii. N-ai cum să nu râzi. N-ai cum. Dar nu pot să o fată. Fată. O să o cașa. Da. Și ai zis de Xenia, le urmărești pe celelalte fete? Era Xenia, Kinga și Maria. Laura, dar eu când am intrat, n-am auzit-o pe Laura și zic, wow, la cine să dau florile astea? Și am dat la Maria. Maria, da. Că am văzut. Fată, dar nu e a mea asta, că-i crețoasă. Băi, ea mea? Nu e a mea, că-i creață. Eu n-aveam din astea creat. Ce e cu ea? Nu. Are culoare? Nu, dar nu e ca a mea. Adică e altfel. Asta cu ochi micuți. Ia ei! Calmează-te, Maria, că vorbim cu omul ăsta. Maria a luat acum. Sigur te aud aici. Maria, e foc că i-a dat și tritat, dar nu știu că aia din greșeală. Să-i spunem noi. Da, îi spunem. Băi, nu, că din ce a văzut, nu mi se pare la a treia persoană acolo s-a dus. Da, nu mi se pare o fată urâtă, dar nu mă așteptam să mai fie, să zic, o fată nouă sau Laura. Așa. Să nu fie Laura, știi? Da. Vinga, nu e a mea! Da, eu vădeam să văd că e rău? Ce vădeam mai curând? Eu mai curând, Anica! Ați prea căscat ochii după nou concurent. Mă rog, cineva ce stai? Ia stai! Stai că nu văd, nu o să pot vedea pe Alin. Hai, prea mulțumesc pentru ora de râs. Oaia, ce m-am gestrat. Ce așteptări ai de la fete, de exemplu? Deci de la fete sper să fie, cum am spus, nu prea îmi plac certurile și așa mai departe, sper să fie... Liniștită? Cât de cât liniștite. Dacă ei să ne certăm și n-am de ales, ne și certăm, dar zic ce nu... Pui în calcul și asta. Nu caut ceartă. Nu prefer ceartă, da, nu cauți. Nu prefer cearta să mă cer cu nu știu care. Mai bine prefer să mă înțeleg cu omul, dacă pot să mă înțeleg cu el, știi? Ca să-ți faci vezi o părere despre poate și mine, cu cine. Nu, da. Zi, suntem cumva firea asemănătoare, sunt prietenos, nu-ți face grijă, adică nu e mare diferență. Zodie ești? Eu sunt Capricorn. Nu prea ne înțelegem după zodii. E, Tena, dacă m-aș lua după ele... Ma, dar eu cu zodiile crezi foarte mult în zodii? Ți s-o transmis sau ai tot timpul crezut tu? Dar nu credem. În zodii? Nu cred. De Rad am văzut că e, cum să zic, o persoană așa mai vorbăreață. Îți place să vorbești mult. Și asta n-ar fi o problemă pentru mine sau ceva greșit, dar... Eu ce m-am gândit așa, am zis că cu Radu cred că m-aș înțelege cel mai bine, să zic, din casă, ca și caracter, să zic. Dar acum nu știu, o să vă... O să ne cunoști. Normal, noi cunoaștem toți, logic. Mai vorbim și afară, vezi omul cum ești. Da. Mai ales că o să fii și tu la hotel. Da. Da, e Giano, ești puțin altfel, mă gândesc. Văd că faci în sală, poate merg la sală. Este un pic, dai seama că... Care așa bine, pe tine n-are o să te întreb,
Și eu mai mergeam la sală, dar înainte să vin aici, aici nu mai am. Nu mai, adică pentru mine e prea mult. Ce te-ai zis cu sport? Doar până la 12-1. Cu tine acum suntem trei care... Sport la meci, tu? Da. Să mă vezi la de ce nu se vede? La alea, ce așa performanță dau. Dar am făcut și eu toată viața sport. Ai auzit? Da, mă vezi la mâncare, lasă să vezi ce performanțe dau acolo. Campion pe sate. Da. Tot. E pe județ direct el. E mai sus, a trecut în altă ligă. Nu știu fața ta, mi se pare cunoscută de undeva, dar nu știu de unde. În Cluj, eu sunt din Cluj. Din Cluj? E concurent la Casa Iubirii. Cred că l-ai văzut la concurent. Cred că l-ai văzut printre noi, prin emisiune. Bă, toată lumea nu știe cine e băiatul ăsta. Da, dar îi pare cunoscut. E bine, e de bine că îi pare cunoscut. Emanuel, de tine au zis ceva. Cine are părere? Nu ți-am zis că ești prost mai devreme. Nu-i părerea mea. Poate-s cu... De pix. Unde te-ai spus? Pix, jur. De la măzgălele ce l-ai făcut mai devreme. Și pe Bradul văd așa puțin că am mai? Supărat. Eu? Mai? Supărat. Da, s-au făcut da nu doresc să discut despre asta, s-au întâmplat multe astăzi și... Astăzi? Da.